camera voastră aici de față știți că este fan iluminatoare. Și pentru că îmi plac atât de mult, am constatat că am început să le colecționez. Am mai multe iluminatoare decât blush-uri, bronzere la un loc. Dar despre asta o să vorbim în alt clip. De ce am făcut paranteza asta? Ei bine, pentru că în afară de iluminatoare, mai îmi place în machiaj să colecționez ceva. Și anume paletele de machiaj. Îmi plac foarte mult, mă atrag extrem de mult ambalajele lor, cu cât sunt mai drăguțe și mai pompoase, cu atât îmi iau ochii, drept pentru care unele dintre ele, chiar după ce le voi termina sau nu le voi mai folosi, nu le voi arunca, le voi ține strict pentru colecție, pentru poze. Tocmai pentru asta m-am hotărât astăzi să vă arăt colecția mea de palete pentru machiaj. S-au mai împuținat asta pentru că am mai dat din ele în ultima perioadă, am și făcut concursurile cu donarea produselor pentru voi. Așadar, am rămas cu acelea de care nu pot să mă despart și nu mă voi despărți niciodată. De altfel, sunt palete care fac o treabă foarte bună. O să auziți în clipul ăsta, probabil foarte des, îmi place, îmi place, îmi place. O să începem să vă arăt paletele. Nu sunt foarte multe, mi-am notat aici, sunt 12. Nu vă gândiți că deschid acum 11.000 de sertare și apar cu 100 de palete. Dar astea pe care o să vi le arăt astăzi sunt palete care fac o treabă foarte bună și pe care vi le recomand cu mare căldură. Prima paletă pe care vreau să vă arăt, ea arată așa. De fapt, este o paletă personalizată și înăuntru avem farduri de la Makeup Geek. Și ea arată cam așa. Avem aici 18 farduri care au texturi mate, sidefate, satinate, cât și metalice. De asemenea, am și 4 farduri din gama Foiled, care îmi plac foarte mult. Astea din gama Foiled sunt mega mișto și sunt mai scumpe decât celelalte normale. Și vă spuneam că asta este o paletă personalizată de mine. Eu am cumpărat fardurile de pe Beauty Bay. Acolo mi-am dat comandă de fiecare dată când am vrut să-mi iau farduri de la ei. Din păcate, m-am uitat aseară să mă documentez, să văd dacă mai sunt. Nu mai sunt. Astea așa, single, cum le luam eu, nu mai sunt. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate le vor mai aduce, poate nu, nu știu. Dar le găsiți probabil pe site-ul lor, pe makeupgeek.com. Și ce vreau eu să vă spun despre fardurile astea este că sunt foarte mișto. Mie îmi plac extraordinar de mult, lucrez cu ele, se blenduiesc foarte ușor, însă sunt anumite culori care îmi dau bătăi de cap, cum ar fi asta de aici și asta. Și numele lor este așa. Una e Goddess și cealaltă e Toxic. Și mai am una lângă care se numește Burlesque. Trio-ul ăsta mirific de aici mi-a dat o tăie de cap de fiecare dată când le-am folosit. Asta pentru că sunt satinate, dar sunt și foarte prăfoase. Și au tendința să nu se lipească pe o bază. Tocmai pentru asta eu, înainte să folosesc produsele astea, trei când vreau să le mă joc cu ele, le pun o a doua bază. Una foarte lipicioasă pe care ele să adere și să facă treabă bună. Următoarea paletă și ea este foarte hypuită și a avut un hype extrem de mare atunci când s-a lansat. Asta pentru că și persoana care a lansat-o a făcut o treabă destul de bună. Și vorbim aici despre paleta Desert Dusk de la Huda Beauty. Cu paleta asta tocmai ce am făcut un machiaj acum recent pe canalul de YouTube. Și draga de ea arată cam așa. Conține 18 farduri care au texturi atât mate, sidefate, avem și un sclipice aici, avem și câteva metalice, avem 1, 2, 3, 4, sunt 4 farduri pe aici, care se aplică foarte bine cu degetul. Să nu încercați să le aplicați cu pensula, pentru că nu se vor aplica absolut deloc, asta pentru că ele sunt pigmenți presați. Și anume avem nuanța Twilight, Retrograde, Celestial și Angelic. Asta mie mi se pare că nu se aplică absolut deloc ok cu pensula. De fapt, eu cam pe toate care sunt pe textura asta sidefat satinat, eu mereu le-am aplicat cu degetul din paleta asta. Pentru că așa mi se pare că într-adevăr le vezi la intensitatea
la care ele au fost gândite. În rest avem tonuri de roșcat, pirsicuță, avem două tranziții pe aici, avem și portocaliu, vișiniu. Este o paletă mai pentru toamnă, dacă aș putea spune, dar eu o folosesc cu succes și în sezonul cald, asta pentru că are nuanțele astea care merg destul de ok primăvara și vara. Și ea este o paletă reușită. Ce vreau să vă menționez despre ea este că da, este o paletă prăfoasă. Însă, deși este o paletă care conține farduri ce sunt prăfoase, să știți că ele se blenduiesc foarte ușor. Și sfatul meu este, dacă aveți paleta asta, să vă faceți mai întâi ochii și apoi fața. Eventual, dacă optați să vă faceți mai întâi fața și apoi ochii, îndepărtați foarte bine excesul de pe pensulă și nu o să aveți probleme. Per total este o paletă ok, îmi place mai mult asta decât cealaltă pe care a scos-o după, de fapt aia a fost înainte și a făcut ea un update și a relansat-o și bla bla bla. Aia nu prea mă încântă, asta m-a încântat foarte tare și cea nude arată foarte bine, însă eu pe fardul nude nu duc lipsă absolut deloc. Mai departe o să mergem cu un trio de palete de la un brand care mie îmi place foarte mult. Știți asta pentru că v-am menționat de foarte multe ori și de la ei dețin 3 palete, am avut 4, însă pe una am donat-o. Este un brand de la care îmi plac foarte multe produse, nu doar cele pentru ochi, îmi plac atât cele pentru față, pentru buze, au foarte multe pe care mi le doresc, însă încerc să fiu mai cumpătată atunci când cumpăr, încerc, dar nu prea -mi iese, asta e, whatever. Și vorbesc aici despre brandul nimeni altul decât Too Faced. Și aici avem 3 palete minunate, 3 palete care toate 3 îmi plac în egală măsură și consider că paleta asta, Pretty Rich, este cea mai reușită paletă de la ei, atât la packaging cât și la culori. Asta dacă sunteți pe aceleași lungime de undă cu mine și vă place sclipiciul, sideful în machiaj. Mi se pare că are un ambalaj absolut, dar absolut extraordinar. Este foarte girly și în momentul când o desfaci, ea arată cam așa, arată ca un diamant, prevede o oglindă și are 16 farduri, dintre care 4 sunt sclipici, adică 1, 2, 3, 4. Mai apoi avem texturi sidefate, satinate și mate. Eu consider că paleta asta este perfectă atât pentru machiaje de zi, cât și de seară. Fardurile se blenduiesc foarte, dar foarte ușor. Este una dintre paletele pe care eu o iubesc, pentru simplu fapt că are foarte puțin fallout. De fapt, dacă scuturi pensula înainte, nu are fallout absolut deloc, dar fardurile se blenduiesc foarte bine și își păstrează intensitatea, deși tu scuturi pensula înainte să aplici. Este absolut genială. Eu mai toate fardurile de aici, sidefate și sclipicioase, le aplic cu degetul. Dacă vreau intensitate mai mare, ud pensula înainte. Însă, știți că v-am făcut eu un machiaj, opa, v-am făcut un machiaj folosind doar paleta asta și ce îmi place extraordinar de mult, este singura paletă la care am găsit textura asta la sclipiciuri, este că sclipiciurile se aplică decât cu degetul și rămân acolo. Consistența lor este făcută atât de bine, încât particulele de sclipici nu cad în momentul când tu le-ai aplicat cu degetul, le-ai pus și au rămas acolo. Și chestia asta mi se pare absolut genială, comparativ cu sclipiciul din paleta de la Huda, ăla nu stă. Ăla trebuie pus peste o bază specială pentru sclipici. Eu, dacă aș putea să le dau un sfat celor de la Too Faced, dacă m-ar auzi cineva, i-aș ruga din tot sufletul meu să scoată o paletă de 16 culori cu textura asta pe care o au sclipiciurile. Da? Deci să fie o paletă de 16 sclipiciuri cu textura asta, pentru că mi se pare absolut genială. Iar mai apoi avem Too Faced Chocolate Bar și Peach. Ce vreau să vă spun despre paletele astea două, să încerc să vorbesc în același timp despre ele, este că, în primul rând, ador mirosul. Asta miroase a ciocolată, asta miroase a piersicuțe. Chocolate Bar-ul este prima care a apărut în colecția asta cu chocolate peach, nu știu ce, asta a fost prima lor lansată, arată cam așa. Este pe nude-uri,
Are și câteva culori și ea la fel prevede texturi mate, sidefat, satinat și metalic. Are metalic decât unul sau două, unul pentru că celălalt nu prea face treabă. Însă paleta asta eu o consider genială dacă sunteți în căutare de o paletă care are multe nude-uri și care se blenduiesc foarte ușor. Își păstrează intensitatea atunci când lucrați cu ele. Dacă folosiți și bază, n-aveți treabă cu ele până când vă demachiați. Peach este o paletă foarte mișto pentru sezonul cald. Pentru primăvară-vară, eu o consider o paletă super mega mișto. Când o să plec acum în vacanță, o să o iau cu mine, pentru că are niște culori care efectiv eu le asociez cu sezonul cald. Avem aici piersicuță, mai multe tonalități de piersicuță. Avem pasteluri, avem un verde cachi, dar nu este cachiul ăla de țari nori. Avem culori cu care putem face tranziții. Avem culori cu care putem face machiaje naturale de zi, cât și smokey eyes, machiaje intense de seară. Este o piersicuță aici care se numește Just Peachy. Când te uiți așa la ea, e asta de aici. Ai impresia că este o singură nuanță, dar dacă o aplici cu pensula umedă, e duocrom. Deci, pe mine m-a dat gata. Mai departe, o să mergem cu o paletă care este nou intrată în colecția mea. A intrat acum, suntem în iunie, hai să zicem 2 luni. Și vă spun că are un loc special în inima mea, nu pentru faptul că am primit-o de la baby, că s-a gândit el să-mi o ia, dar mi-a plăcut foarte mult în momentul când a avut lansarea. Am fost între ea și încă o paletă de la brandul respectiv, vorbim aici de Urban Decay, și nu am știut pe care să o iau, așa că n-am ales niciuna și am zis că mă mai gândesc și văd eu pe care o iau. Și aici vorbesc despre Urban Decay Naked Cherry. Nu vă mai spun că și packaging-ul ei este absolut formidabil și cei de la Urban Decay sunt un brand care fac niște ambalaje absolut demențiale, îți iau ochii numai decât. Prevede aici pe față foarte multe cireșe, iar înăuntru ea arată cam așa. Are o pensulă cu care vine, cu două capete, v-am mai spus eu de pensulele astea, eu nu prea le folosesc, însă le păstrez. Sunt mișto așa pentru poze, pentru decor. Aici e un blender mai mare și aici este un natip creion. Nu le folosesc pentru că de multe ori nu mi se par foarte calitative. Așadar, aceasta este paleta care are 12 nuanțe cu texturi mate și sidefate. Avem atât nuanțe închise în partea de sus, cât și nuanțe pentru tranziții, luminare și așa mai departe. Vă spuneam în clipul pe care l-am făcut doar cu paleta asta, pentru că și cu ea am un machiaj complet și o să vă las linkurile în descriere, vă spuneam că singurul meu off pe care l-am la paleta asta este că nu există o nuanță pentru iluminare aici. Asta este o paletă pe care eu o consider genială pentru toate anotimpurile. Este o paletă care merge foarte mișto atât în sezonul cald cât și în sezonul rece. Fardurile se blenduiesc foarte ușor, au o pigmentație foarte bună, este prăfoasă foarte puțin, dar face o treabă absolut excelentă. Dacă vreți să faceți un machiaj doar cu ea, nu o să vă pare rău. Chiar este un produs foarte, foarte bun. Mergem mai departe cu două palete de la un brand și anume Anastasia Beverly Hills și am aici Soft Glam și Subculture. Așa, cu care să începem? O să încep cu Soft Glam, care ea arată cam așa. Paleta are 14 farduri și ele au textură mată, sidefată și unul este ușor metalic, adică bronzeul ăsta de aici. De asemenea, și paletele de la Anastasia vin însoțite de o pensulă cu două capete, nu am aici, este partea cealaltă. Este o paletă care mie mi se pare foarte mișto pentru persoanele cărora nu le plac culorile în machiaj. Este o paletă care merge foarte bine la machiajele de zi, machiaje naturale, neutre. Și ce vreau să vă spun despre ea este că da, paleta Soft Glam este prăfoasă. Nu este la fel de prăfoasă ca Subculture, o să revenim și la aia, dar este ca prima lor paletă, Modern Renaissance. Blenduirea fardurilor se face destul de ușor. Dacă puneți prea mult produs, riscați
să faceți pată, tocmai de aceea trebuie să îndepărtați excesul înainte să veniți cu culoarea. La grad de pigmentație și rezistență este o paletă care face o treabă excelentă, eu nu am ce să-i reproșez. Trecând la paleta Subculture, care mi-aduc aminte atunci când a avut lansarea, a avut un hype, însă nu a fost un hype foarte bun. Asta din cauza fardurilor, pentru că, într-adevăr, este cea mai prăfoasă paletă dintre toate paletele de la Anastasia. Și din ce m-am documentat eu și din ce am citit, de ce fardurile sunt atât de prăfoase, sunt atât de prăfoase din cauza faptului că cu cât presezi un fard mai mult, cu atât iei din intensitate. Și ei și-au dorit să scoată o paletă cu un grad de pigmentație extraordinar, însă cu riscul de a fi ceva foarte prăfos. Și așa a ieșit paleta de la Subculture. Asta este ceea ce am auzit în declarațiile lor. Ce vreau să vă spun eu despre această paletă este că eu paleta asta o folosesc doar în sezonul rece. Mi se pare o paletă care este doar pentru toamnă-iarnă, nu este o paletă pe care să o poți folosi și în decursul anului, pentru că nuanțele sunt reci și majoritatea culorilor din paleta asta sunt mate. Avem cu textură sidefată doar 3. Am mai auzit diverse plângeri pe net, cum că sunt două farduri pe aici care oxidează și alea ar fi Edge și New Wave, adică astea două de aici. Bă, da, să știți că oxidează, însă pe mine nu mă deranjează, pentru că mie îmi place cum oxidează fardul, adică doar se închide puțin. Nu mi se pare că este ceva, aolo, foarte deranjant. Mie îmi place paleta. Mergem mai departe cu o paletă mititică și drăgălașă, aceasta de la ColourPop, care se numește Yes Please. Aici pe față avem un mesaj foarte drăguț, cute as fuck. Și paleta înăuntru arată cam așa. Paleta conține 12 farduri și sunt atât mate, sidefate, cât și metalice. Este unul metalic aici. Paleta arată foarte bine. Are niște culori care pe mine mă reprezintă în totalitate. Îmi plac foarte mult. Textura fardurilor este ok și ea este prăfoasă, dar trebuie să aveți grijă cu ea. Eu de fiecare dată recomand, dacă paleta este prăfoasă, să vă faceți mai întâi ochii și după aia baza. Ce nu-mi place mie la ea, la paleta asta, este ambalajul. Nu-mi place ambalajul pentru că se curăță foarte greu. Este albă, fardurile sunt destul de închise la culoare și evit să o iau cu mine atunci când mă duc la joburi sau am programări. Asta pentru că atunci te grăbești, stai pe fugă și iei fardul foarte repede din paletă. Nu stai să fii tu acea mândră care, aoleu, să iau fardul ușor, să nu murdăresc paleta. Nu, de obicei când ești la joburi este nebunie, trebuie să te miști repede și ăsta este un inconvenient pentru care eu nu prea o folosesc. O folosesc foarte mult pe mine pentru că atunci sunt atentă, nu mă grăbește nimeni și am timpul necesar pentru a nu murdări. Acum o să vă arăt la fel două palete personalizate de la un brand pe care eu l-am descoperit acum 4-5 ani, dacă nu mă înșel. Și am avut o perioadă când am lucrat doar cu fardurile lor, pentru că mi s-au părut absolut geniale, au un preț foarte avantajos și mi se pare foarte mișto ideea de a-ți personaliza tu paleta, pentru că în felul ăsta nu riști să ai nuanțe în paleta ta pe care să nu le folosești. Așadar, eu am aici două palete personalizate, ce împreună însumează 38 de farduri. Și vorbim aici despre fardurile celor de la Melchior. Astea sunt cele două palete pe care eu le am. Prima paletă arată cam așa și avem aici nuanțe diafane pe primul rând, nuanțe de tranziții pe al doilea rând, albastru ăsta trebuia să fie în paleta ailaltă, dar am avut eu nevoie când am fost la o programare și am luat decât unul cu mine. Aici avem movuri, iar aici avem nuanțe de marouri pentru intensificări, avem și un negru aici, iar următoarea arată cam așa. Singurul far care nu este Melchior este ăsta de aici, l-am scos eu dintr-un mono și l-am pus aici. În schimb, astea de sus sunt pe culori, dar avem verde, albastru, oranj,
Aici sunt unele noi pe care ei le-au scos și mi-au plăcut foarte mult. Gramajul este foarte mare, iar prețul este foarte bun. Intensitatea este foarte bună la farduri, fac o treabă foarte bună. Se blenduiesc relativ ușor, da. Dar să știți că și ele sunt prăfoase. Și sunt prăfoase atât cele mate, cât și cele cu textură sidefată. Eu am aici toate texturile pe care ei le au. Am mat, sidefat, satinat, metalic și am și duocrom. Anumite culori nu își păstrează intensitatea atunci când lucrez cu ele, cum ar fi, vă arăt imediat, acest verde, care dacă aș putea să-l iau de aici, da, el se numește Tropical Green. Ăsta este unul din fardurile care își pierde din intensitate atunci când îl folosești. Un altul care nu îmi place cum rămâne este Deep Space. Astea amândouă au fost mate. Astea nu prea îmi plac, nu știu, mi se pare că se șterg, mi se pare că se aplică în pete. Oricât ai încerca și cum, oricum ai vrea să lucrezi cu ele, mi se pare că nu. Sunt anumite culori care nu se blenduiesc ele foarte bine, însă, per total, gama de culori la Melchior este foarte mare, prețul este foarte bun, aveți de unde să încercați produse, chiar dacă dați kicks cu un fard, nu este sfârșitul lumii, pentru că fardul este foarte ieftin. Pe bune, un refill de ăsta e 17 lei, dacă nu mă înșel. Mergem mai departe cu o altă paletă tot personalizată și vorbim aici despre fardurile de la Kiko. Pam! Și stați așa că unele din ele mi se pare că nu sunt lipite. Da, uite, am unul aici care... Asta, de fapt, nu e pe magnet. Eu am aici doar două mate, dacă nu mă înșel. Da, doar două sunt. Sunt în total 10. Iar restul sunt cu textură sidefată și metalică. De fapt, metalic este decât 1-2. Două, dar al doilea metalic este un nude foarte mișto cu particulele alea metalice în el. Este absolut demențial fardul. E ăsta de aici. Nu știu dacă o să-l vedeți voi pe cameră. Dar hop, a căzut ăsta. Îl pierd eu pe ăsta până la urmă. Mi-am luat farduri de la Kiko de cât de două ori. În rest nu mi-am mai luat pentru că nu am mai găsit culori care să mă tragă. Bronzeul ăsta, ia. Ăsta de sus de aici, da? Deci ăsta e un bronz, un bronz auriu, care se vede absolut genial atunci când ești bronzată sau vrei să faci machiaj de bronzi. E, eu nuanța aia nu am găsit-o absolut la niciun brand până când am dat de Kiko. Acum mai nou, cred că mai am una asemănătoare în subcancer. Fardurile de la Kiko sunt bune, sunt calitative, se blenduiesc ușor, au o rezistență foarte bună și ele sunt profoase, nu foarte rău, dar sunt. Și anumite farduri se aplică bine doar cu pensula umedă, cum ar fi acest albastru de aici. Eu nu știu cum se vede pe cameră până acolo, însă el este un... negru albăstroi cu particule de sclipici în nuanțe de galaxie. Da, deci are sclipici turcoaz, albastru, roz, auriu, argintiu, le are pe toate. El este un fard absolut genial. Este nuanța 14 și se numește High Pigment Wet and Dry Eyeshadow. Bun. Ăsta, dacă îl aplici cu pensula normală, nu se pune nimic pe ploapă. Nimic. De fapt, știți ce se pune? Ceva negru-gri. Cam așa. Este, se vede o nuanță gen murdară în momentul când o aplici, dar o aplici cu pensula normal. În momentul când uzi pensula frățiuver și îl aplici, exact atunci îi vezi tu într-adevăr intensitate. Și cum arată el, de fapt. Mai am o singură paletă să vă arăt. Bine, o mini paletă, o ceva foarte mic. Și anume vorbim aici despre paleta T05 de la Atelier Paris. Asta este o paletă care are 5 farduri mate, toate în același ton. Da? Deci pornește de la nuanța cea mai deschisă până la nuanța cea mai închisă. Ce vreau eu să vă spun despre paleta asta este că o recomand fiecarei persoane să o aibă în kitul sau în trusa personală. Este o paletă cu niște farduri care se blenduiesc foarte ușor. Mi se pare o paletă genială pentru machiajele persoanelor cu ten matur. Eu o folosesc foarte des acolo pentru că nuanța de culori, deși sunt doar 5 culori aici,
Să știți că puteți face foarte multe combinații cu el. Fallout mai deloc, pigmentație foarte, foarte mare și nuanțele între ele se blenduiesc și se întrepătrund atât de bine încât nu e ca și când ai lua nuanța asta cu asta și de mijloc să pui, să zici că pui nuanță dintr-o altă paletă. Nu. Deci T05 ăsta de la Atelier Paris este absolut genial. Sunt niște marouri calde aici care fac o treabă foarte bună, plus că este foarte spornică. Culorile fiind foarte pigmentate, nu trebuie să puneți o cantitate foarte mare. Ei, și cam asta e toată treaba. Cam acestea au fost toate paletele mele, de care sunt foarte mândră, așa, nu știu, paletuțele astea sunt ca copiii mei, desigur că am preferate printre ele, le folosesc pe toate, le alternez după cum îmi vine mie pe moment cam ce idei vreau să fac și în clipuri încerc să diversific foarte mult, să folosesc mai de la toate brandurile ca să fie ok și pentru voi. Și acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut și sper că sunteți la fel de entuziasmate ca mine atunci când vine vorba de palete, pentru că da, eu sunt un hoarder. Sunt un mic hoarder. Am ajuns la această concluzie acum în ultimul timp, când parcă, uite, așa îmi făceau ochii în cap când am văzut produse, am mai dat eu niște comenzi, am mai cumpărat câte ceva. Da, sunt hoarder. Când vine vorba de iluminatoare, palete și rujuri, că și acolo am o problemă, sunt hoarder. E o problemă, e ceva, e și din comun. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că ați rămas cu mine până la final. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați canalului meu și să activați clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postez. Ne vedem și ne auzim în fiecare zi pe Instagram, toate detaliile le aveți în descriere. Și cam asta e. Vă pup și ne revedem data viitoare. Mua! Pa, pa!